episodul de astăzi am pregătit două clipuri despre Creste Gecko și Naupoeta Cinerea, două specii arboricole de Gecko, respectiv gândaci. Vizionare plăcută. Să vă prezint o specie foarte des întâlnită în teraristică de Gecko, Creste Gecko. Declarat inițial o specie extintă, a fost redescoperită în urma unei furtuni tropicale, redescoperită în 1994, datorită faptului că se mulțește extrem de ușor, a fost rapid împrăștiată în multe terarii. Original este din nordul Noii Caledonii, insula Pinilor și zonele și insulițele adiacente insulei Komodo. Acesta este un mascul adult. O chestie interesantă la ei este că în momentul în care le pică coada, aceasta nu se regenerează, ci rămâne decât un smuculeț. De aceea este recomandat oarecum să stea câte unul singur în terariu. Oricum, în momentul în împerecherii sunt un pic mai violenți și se vor bate cu femelele. Se pot ține în grupuri în perechi sau în grupuri. Trebuie avută mare grijă să nu fie două femele, doi masculi în același terariu, pentru că se vor bate foarte tare. Se numește Creste Gecko datorită aceste crește pe care o au pe cap și sprâncenele. Interesant este și faptul că sunt mai multe varietăți, dar nu sunt genetice. Din doi părinți cu același model pot ieși pui diferiți. Au nevoie de o temperatură între 21 și maxim 27 de grade, deoarece provin din zone mai reci, 27 de grade fiind maxima, ca să nu aibă probleme. Și au nevoie de umiditate mai mare. O pereche adultă se poate ține într-un terariu de 45 pe 45 și 60 înălțime. Sunt arboricoli. Preferă să arboricoli și nocturni, preferă să stea ascunși. Vor sări. Hai, piticul. Au nevoie de destul de multă umiditate, de aceea terariul trebuie pulverizat cel puțin o dată pe zi. Ca substrat se poate folosi cocosul pentru a menține umiditatea, sau dacă nu, șervețelele de hârtie. Se hrănesc cu gândaci, insecte, dar mănâncă și fructe foarte coapte. Se face un piure de fructe. În general, americanii îi hrănesc cu repașii. E o pastă specială, o mâncare specială făcută pentru cei cu care se găsesc în pet shop-uri. Datorită faptului că au condiții foarte ușor de întreținut și se mulțesc rapid, a ajuns destul de popular și mai multe varietăți de colorit. Dacă tot v-am prezentat Creste Gecko, ca și o pun la arboricol, să vă prezint ceva și cu care o hrănesc. E vorba de Naupoeta Cinerea, Speckled Feeder Roach. Sunt niște gândaci originari din estul Africii, din Somalia, acea zonă, dar care s-au extins aproape în toate zonele lumii, unde clima a fost prielnică. A ajuns în Madagascar, Egipt, Florida, America Centrală și de Sud, sud-estul Asiei, Australia, Hawaii, Galapagos, foarte multe insulițe, Mauritius, foarte multe insulițe și zone continentale. Au nevoie de minim 25 de grade pentru a se reproduce.
Din câte am observat la mine, s-au reprodus și la temperaturi mai joase, de 22, poate chiar mai jos, de 22 de grade. Trebuie avută mare grijă cu ei să nu evadeze din terarii, de aceea trebuie să-i dați în cutie o bandă de vaselină pentru a nu urca mai sus. Vor aluneca pe vaselina aceasta și vor rămâne în cutie. Acesta este un exemplar adult. Doar exemplarele adulte au aripi. Dimorfismul sexual este foarte puțin evident. Masculii au abdomenul mai mult sub aripi față de femeile, care l-au mult mai ieșit în afară. Dar este foarte mică diferența. După cum se vede și sar. Pentru că sunt cățărături. Puii sunt foarte mici. În momentul când eclozează din ou, aceștia cred că sunt la o năpârlire. Femelele depun o capsulă de 30 de ou, din care vor ieși puii, vor mânca peretele capsulei și vor ieși din ele. Sunt foarte, foarte ușor de întreținut. Se hrănesc cu vegetale, morcov și măr în special, dar mănâncă și mâncare de pești, mâncare de câini, de pisici, chiar și pâine muiată în apă. Nu sunt pretențioși, se reproduc destul de ușor, trebuie doar avută mare grijă cu să nu evadeze, să nu scape din terariu, deoarece în momentul când au scăpat câteva exemplare în casă, este cam grav. Cam ăștia sunt. A scăpat. Un adult în miniatură. Cât sunt subadulți, vor avea această formă fără aripi. Depinde de stadiul în care sunt. Cam atât. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. Aștept în continuare comentariile voastre și idei pentru episoade viitoare. Până data viitoare, promovați teraristii!